de luptat împotriva lumii, avem de luptat împotriva cărnii și avem de luptat împotriva cel rău, împotriva diavolului. Sfânta Scriptură ne spune și ne învață că Dumnezeu ne-a pregătit tot ceea ce este necesar pentru ca în lupta aceasta să fim victorioși. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu cuvântul Său. Haideți să ne oferim pe noi înșine lui Dumnezeu să citim cuvântul și să medităm asupra cuvântului în fiecare zi. De aici vine biruința. Mai mult decât atât, Sfânta Scriptură zice că Dumnezeu ne-a percepuit cu Duhul Sfânt. Vocea lăuntrică în noi este vocea pe care Dumnezeu o folosește ca să ne aducă în linie cu voia Lui. Pentru ca vieții noastre să fie o manifestare a prezenței și a gloriei lui Hristos pe pământul acesta. Și mai mult decât atât, avem un dușman puternic. Diavolul. Însă, în harul lui, Dumnezeu a trimis în lumea aceasta pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, împlinind legea în folosul nostru și lui, zice Sfânta Scriptură, că Dumnezeu i-a dat toată puterea în cer și pe pământ. E adevărat că dușmanul pe care noi îl confruntăm este puternic, dar Hristosul care ne-a mântuit are toată puterea. El este în control, El este suveran. Știm cine este El. Știm ce suntem noi înaintea Lui. Haideți să fim într-un duc de rugăciune pentru ca Dumnezeu să binecuvinteze viețile noastre în lumina Cuvântului Său, cu tăria aceasta, prin care noi de fiecare dată să lăudăm, să înălțăm și să glorificăm numele Lui. Dumnezeu așteaptă ca noi să-L slăbim în umblarea noastră cu El pe pământul acesta. Lucrurile acestea, în general, noi le știm ca biserică. Însă, dincolo de aceasta, este un alt lucru pe care noi îl știm, dar care de cele mai multe ori ne ferim să-l abordăm cu privire la noi înșine. În seara aceasta vom privi la aspectul acesta, un singur aspect. Și mă rog ca Dumnezeu să ne dea harul ca să identificăm lucrul acesta în fiecare din viața noastră, să putem duce o viață de biruință. Noi cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu. Cunoaștem învățăturile. Știm că odată ce ne-a mântuit, ne-a mântuit pentru totdeauna. Însă, odată ce Dumnezeu ne-a mântuit, ne-a chemat ca în viața noastră, în umblarea noastră pe pământul acesta cu El, să fie o balanță între comportamentul nostru și învățătura, doctrina Sfintelor Scripturi. Fiecare credincios trebuie să aibă această balanță. Noi nu putem să zicem că suntem niște credincioși așa cum descrie Cuvântul lui Dumnezeu, dacă lucrul acesta nu se vede în viața noastră de fiecare zi. Haideți să privim în sensul acesta, n-am intenție să dezvolt toate versetele pe care le-am citit, ne vom opri asupra uneia singură. Mai înainte, haideți să vedem ce ne spune Apostolul Pavel. Versetul 14. Știi! Este un lucru pe care noi, ca biserică, îl știm toți, îl cunoaștem toți. Știm că această carte este Cuvântul lui Dumnezeu. Știm că este bun, știm că este sfânt, știm că este desăvârșit. Un Dumnezeu bun, sfânt și desăvârșit nu putea să ne dea decât un cuvânt ca El însuși. Noi știm lucrul acesta. Știm că acest cuvânt este Cuvântul lui Dumnezeu. Mai știm și altceva. Știm că trăim în lumea aceasta și că lumea aceasta ne este ostilă. Însă Apostolul Pavel ne ia un pas mai departe. Zice că după ce știm lucrurile acestea, haideți să privim la noi înșine. E adevărat că avem de luptat împotriva lumii. E adevărat că avem de luptat împotriva cărnii. E adevărat că avem de luptat împotriva celui rău. Însă avem un dușman care este ascuns și uneori nici nu își face simțită prezența decât când și-a atins focul. Apostolul Pavel a văzut lucrul acesta. Și auziți ce zice el. Versetul 18. Știm în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine. Dumnezeu să aibă milă de noi. Fraților, zice Sfânta Scriptură să ne cercetăm, să ne examinăm în lumina Cuvântului lui Dumnezeu. În inima noastră, în adâncul nostru, haideți să fim sinceri cu noi înșine înaintea lui Dumnezeu. De câte ori am mers noi înaintea lui Dumnezeu și spunem, Doamne, nimic bun.
Cuvintele acestea sunt scrise și puse aici negru pe alb de unul din cei mai mari dintre apostolii Domnului Iisus Hristos. Știu, în adevăr, că nimic bun nu locuiește în mine. Păi de ce? În noi, în credincios, spre deosebire de necredincios, este un om nou. Însă, omul vechi refuză să moară. Avem dualismul acesta în noi. Și este o luptă permanentă între omul nou și între omul vechi. Dumnezeu, în harul Său, prin credință în jertfa Domnului Iisus Hristos, ne-a izbăvit de păcat. Însă, după ce ne-am îndreptățit prin credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna, Dumnezeu ne cheamă și zice, acum trebuie să mergeți împreună cu mine și să lucrați împreună cu mine. Cum aș putea eu să lucrez cu un Dumnezeu de trei ori fel? Apostolul Pavel se uită la el și zice, știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească. De ce? Auziți ce zice el în versetul 21. Și acesta este un adevăr universal, fundamental, vital pentru fiecare dintre noi. Găsesc în mine legea aceasta, frații și surori. Dacă e lege, e acolo. Nimeni nu poate tăgădui. Găsesc dar în mine legea aceasta. Că vreau să fac binele, rău este în mine bine. În fiecare din noi există legea aceasta. Noi vrem să facem bine. Vrem să creștem în asemănarea lui Iisus Hristos. Vrem să onorăm pe Dumnezeu ascultând de El. Și de fiecare dată când vrem să facem bine, mai devreme sau mai târziu realizăm că răul e lipit de noi. Și în loc să facem binele pe care vrem să-l facem, este numai rău. Apostolul Pavel a văzut lucrul acesta. În lăuntrul nostru, noi suntem confruntați cu un dușman 24 de ore din 24 de ore. Și când dormim. Este firea pământească și este Duhul cu care Dumnezeu ne-a pecetuit. Zice Sfânta Scriptură că ele nu sunt în agrem, în armonie unul cu altul. Firea pământească nu poate să stea la un loc cu Duhul Sfânt. Să luptă unul împotriva altuia. Și știți ce zice Dumnezeu? Acum e de datoria voastră să decideți cine câștigă. Doamne, cum aș putea să fac lucrul acesta? Păi, el zice, eu sunt cel care vă dau și voința și înfăptuirea. Însă, Dumnezeu vrea ca noi să fim conștienți de faptul că odată ce ne-am intuit, ne-am păcat cu sine, ne-am binecuvântat cu darul vieții veșnice, avem de dus lupta aceasta, lucrarea aceasta, pe care El ne-a încredințat. Știu că nimic bun nu locuiește în mine. Și mă uit la mine, zice El, găsesc în mine legea aceasta. Vreau să fac bine. După omul nou, pe care Dumnezeu l-a pus în noi. Noi vrem să facem voia lui Dumnezeu. Vrem să lăudăm pe Dumnezeu. Vrem să înălțăm numele Lui. Vrem să medităm la cuvântul Lui ziua și noaptea. Și cu cât vrem mai mult să facem lucrul acesta, poate cu atât mai mult suntem trași în jos. Am stat împotrivit de vorba cu un frate care are doi copii și mi-a zis, frate, am o problemă. Și s-a deschis. Mi-a zis, zice, iubesc soția, iubesc copiii, iubesc biserica, iubesc pe Dumnezeu. Dar zice, după ce familia mea se culcă, îmi place să stau noaptea, să mă uit la televizor și sunt atras către niște lucruri care sunt rușinoase. Și să le vorbesc. Dacă să le vezi. Păi, frate, cum de ești atras? Păi, frate, m-am uitat odată și am zis, nu-i pentru mine. Și am închis televizor. Dar după aceea, de fiecare dată când mă duc și stau la televizor și văd că sunt singur, vine gândul ăsta.
Și hai să mai pun un pic. Și mai un pic. Și zice, după câteva luni de zile, am început să cumpăr niște reviste care le făceam de reclamă. Și după alte câteva luni de zile, s-a prins un foc în casa la mine. Și după alte câteva luni de zile, mi-am pierdut soția și copiii. În bunul Dumnezeu. Zice, nu știu. Noi avem o responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. Citim cuvântul lui Dumnezeu, medităm asupra cuvântului și mergem înaintea lui Dumnezeu și spunem, Doamne, acum dăm putere să-L împlinesc în viața mea. E adevărat că nimic bun nu locuiește în mine. Însă tot atât de adevărat este că Tu m-ai pus pe mine în Hristos și că în omul nou, Hristos, prin omul nou, Hristos este în mine. Și dacă Hristos este în mine, Cel care are toată puterea în cer și pe pământ este în mine. Asta înseamnă că Tu ai suficientă putere să influențezi gândirea mea, mintea mea, inima mea, tot ceea ce ține de mine. Să-mi dai puterea aceasta ca să pot face binele pe care vreau să fac și nu răul pe care mă feresc. Găsesc, dar în mine, legea aceasta. Când vreau să fac binele, răul e lipit de mine. Fiindcă după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu. Dar văd în mărturile mele o altă lege. Ne place sau nu ne place, aceasta este o realitate. Ne este frică uneori că o confruntăm. Însă în noi este legea aceasta. Și Dumnezeu ne cheamă să lucrăm împreună cu El, pentru că suntem biruitori. Nu neglijați omul nou și nu neglijați omul vechi. Se luptă unul cu altul. Găsim în noi legea aceasta. După cuvântul lui Dumnezeu și după legea lui Dumnezeu, îmi place să vin la casa lui Dumnezeu. Îmi place să vin la casa lui Dumnezeu în timp, oricât de câte ori este posibil. Am stat de vorbă cu o mămică, într-o zi, și mi-a zis, zice, știi, eu m-am obișnuit când eram tânără, până la anumită vârstă, mergeam la biserică regulat. Eram la Sunday School, eram la rugăciune, eram la biserică, eram foarte activ. Și zic, cum se face că nu mai ești așa de regulat în biserică? Lipsește la ora de rugăciune. Foarte rar mers la școală duminicală. Și foarte rar vin la timp la biserică. Well, you know, sunt așa de multe probleme încât că timpul e prea scurt. Când îmi zic, toți frații și toate surorile au același timp. E important cum noi ne organizăm timp. Oh, frate, Dumnezeu e bun. Oh, știu că Dumnezeu e bun. Dumnezeu e îndurător, Dumnezeu e milos. Dar zice, bineînțeles că Dumnezeu e sfânt. Și Dumnezeu e drept. Să nu le punem una fără alta. Trebuie să le ținem toate la un loc. Și au trecut câțiva ani de zile. Și la un moment dat, unul din copii a început să vină mai rar la biserică. Și mai rar. Și într-o zi am stat de vorbă cu unul din copii. Și a zis, cum se face? Că eram tu eu la tine. Și zice, știi ce? Am văzut că biserica nu e lucru așa de important pentru mama mea. Și am zis, dacă nu e așa de important pentru mama mea, de ce e important pentru mine? Dar mie nu se trebuie să vină. Și zice, e fain! Frații și surori, modul în care noi trăim în familiile noastre se răstrânge asupra copiilor noștri. Nu obosiți să vă rugați pentru ei în casele voastre și nu obosiți să vă rugați pentru ei în casa lui Dumnezeu, cu familia lui Dumnezeu. Avem un dușman care caută să ne distrugă. Avem în noi legea aceasta. După omul nou, îmi place legea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, biserica, slava și gloria lui Dumnezeu. După omul vechi, sunt tras în jos. Cum se face lucrul acesta? Toată deficiența aceasta, să știți că nu vine din afara noastră. Noi ne uităm întotdeauna la împrejurări, la lume, la
servici, de nu știu ce altceva. Dar toate problemele acestea vin din lăuntrul nostru. Nu dăm atenție la lupta care este în lăuntrul nostru. El deschide dumneavoastră, vă rog, Biblia cu mine la Evanghelia după Marcu, capitolul 7. Marcu, capitolul 7. Și știm trei versete. De la versetul 21 până la versetul 23. Auziți ce zice Biblia aici? Căci din lăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, prea curvile, curvile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri rele ies din lăuntru și spurcă pe om. Noi suntem tentați să aruncăm vina când suntem în probleme pe situațiile cu care suntem confruntați în afară. Dar să știți că ele nu vin din afară. Ele vin din lăuntrul nostru. Din omul acela vechi care se luptă în fiecare zi împotriva omului nou. Ele vin din inima noastră. Așa zice Domnul Iisus. Lucrurile acestea ies din inima noastră. În limbaj evreiesc, când ei zic inima, însemnează toată ființa. Însemnează lăuntru. Lucrurile acestea nu vin de la televizor. Televizorul numai le amplifică. Radio numai le amplifică. Lumea pe care te întâlnești pe stradă, filmele numai le amplifică. Ele vin din inima noastră. Sunt acolo. Depinde cine este cel care conduce în viața noastră. Ne lăsăm noi conduși de Duhul lui Dumnezeu ca să se vadă roada Duhului Sfânt în viețile noastre? Sau ne lăsăm conduși de omul cel vechi? Și atunci din inima noastră ies toate lucrurile acestea. Haideți să mai citim un verset. Geneza capitolul 6. Pentru că ăsta nu-i de ieri, de la altă ieri. Geneza capitolul 6. Dumnezeu se uită pe fața Pământului, oamenii se înmulțesc și auziți ce zice Dumnezeu despre el. Geneza capitolul 6, versetul 5. Domnul s-a uitat și a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi, numai la rău. Încercați odată să stați în rugăciune și în meditație înaintea lui Dumnezeu. Și să vă uitați la aceea să vedeți cât de mult stați. Dacă stăm 2, 3, 5 minute, ni se pare o veșnicie. Sunt prea multe lucruri, alte lucruri de făcut. Lucrurile acestea toate ies din inima omului. Avem un dușman pe care îl purtăm cu noi în orice loc. Și noi suntem aceia care suntem chemați să ne dăm cumva votul în sensul acesta. Cine este suveranul vieții mele? Auziți ce zice Ieremia, capitolul 17, versetul 9 și 10. Inima este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Cine poate să cunoască? Eu, Domnul, cercetez inima și încerc prelucii, ca să răsplătesc fiecare după purtarea lui, după rodul faptelor lui. Inima e nespus de rea și înșelătoare. Inima celui necredincios, căci inima lui Filipin, așa fiecare dintre noi. Noi purtăm dușmanul acesta în lăuntrul nostru. E un om nou și un om vechi. Dacă nu dăm atenție la cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu umplem mintea noastră cu cuvântul lui Dumnezeu, atunci să știți că inima vine și ne aduce multe lucruri asupra cărora să gândim. Și la început, uite, de că numai ne gândim. Dar după ce ne gândim câtva timp la el, începem să facem pași. Și după ce începem să facem pași în direcția aceea, facem lucrul acela. Inima omului este nespus de înșelătoare.
este conceptul acesta în Sfânta Scriptură, prin care evrei, de la care avem Biblia și de la care ne bucurăm de Mântuitor, ei pun totul în sensul acesta. Ei gândesc cu inima, ei iubesc cu inima, ei vor cu inima. Aia înseamnă cu toată ființa lor. Ce facem noi? Well, citim Cuvântul lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură zice, Cuvântul lui Hristos vă locuiască din verșuri în voi și fiți recunoscători. Păi asta înseamnă că e un avantaj pentru noi să avem Cuvântul lui Hristos în noi. Atunci când suntem confruntați cu probleme, cu necazuri, cu păcate și cu ispite, noi apelăm la Cuvântul lui Dumnezeu. Și zice, doar mulțumesc că mi-ai dat Cuvântul tău și zice așa, eu nu mă duc acolo, eu merg aici, eu merg cu tine. Nu mă iau după pornirile inimii mele. Și mă las condus de Cuvântul tău. Afecțiunea noastră, puterea noastră de a iubi, e legată de inimă. Prin aceasta noi decidem ce ne place și ce nu ne place. Voința noastră este conectată cu inima. Prin voință alegem sau refuzăm. Zice Sfânta Scriptură că inima aceasta e o problemă. Și noi facem bine dacă dăm atenție la aceasta. Cum am putea să ieșim biruitori asupra tuturor acestor lucruri? Să știți că nu vin mai întâi de afară, vin mai întâi din inima noastră. Nu-i cuvântul meu, e cuvântul lui Dumnezeu. Cum am putea să fim biruitori în sensul acesta? Păi Sfânta Scriptură zice că noi nu ne cunoaștem pe noi. Când un om ca apostolul Pavel vine și zice, nu știu ce fac. Fraților, asta e o problemă. Noi credem că suntem mari și tari. Dar apostolul Pavel vine și zice, nu știu ce fac, ar trebui să fac bine și nu mai vreau să fac. Mă gândesc cum aș putea să-i dau capăt. Well, Sfânta Scriptură zice că numai Dumnezeu cunoaște inima. Dumnezeu cercetează inima și rănurile tot lăuntrul omului. Dumnezeu mă știe pe mine și Dumnezeu ne știe pe fiecare dintre noi. Când venim noi la biserică, suntem în biserică, când auzim Cuvântul lui Dumnezeu, îl auzim, să știți că astea nu sunt lumea. Am stat de vorbă într-o zi de cel cu cineva. Și am zis, well, dacă așa stau lucrurile, cum ți s-a părut? S-a uitat la mine și a zis, sorry, I didn't hurt anything. Nothing, nothing. I-am spus eu, să știi că nu sunt surprins a bit. Mintea ta e orbită de diavolul ca să nu vezi slava Evangheliei lui Iisus Hristos. Prin asta te ține rob. Și-a luat la mine așa, eu rob? Niciodată n-am fost rob. Diavolul ți-a vorbit cu mintea ca să nu vezi slava Evangheliei lui Iisus Hristos. I don't think I will ever see you again. You shake hands and out you went. 4 ore, 5 ore, de telefon. I have problems. Ce probleme are? Te-am ofensat, te-am supărat. Nu m-ai supărat, dumneavoastră. Eu ți-am spus numai ce zice Cuvântul lui Dumnezeu. Problema ta nu e cu mine, problema ta e cu Dumnezeu. Du-te la El și spune-i lui, Doamne, te-am supărat. Poți să vină înapoi să stăm de vorbă? Sigur că da, vine înapoi. A venit înapoi și am stat de vorbă într-o 2 ore. După aia și zice, știi ce? Mie nu mi-a spus niciodată nici un om adevărul despre mine. Niciodată nu mi-a spus un om adevărul despre mine. Deci eu merg la biserică de atâția ani. Dar n-am găsit undeva să vine cineva să-mi spună că eu sunt blind și că mintea mea. Dar zice, înțeleg acum că ăsta e Cuvântul lui Dumnezeu. Vă rog, te stai că nu am început. Hai să parcurs în drum. Zice, pastor, sunt ready to go. Ready to go. Haideți să dăm atenție la Cuvântul lui Dumnezeu. El este cel care cercetează inima și gândurile. Păi dacă așa stau lucrurile, noi cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu și cunoaștem Sfintele Scripturi.
Însă să știți că dacă ele nu sunt aplicate în viața noastră de fiecare zi, nu ne folosesc. Uitați ce zice Psalmul 139, versetele 23 și 24. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. De câte ori am mers noi înaintea lui Dumnezeu? Când sunt eu cu Dumnezeu, știu că mă știe, că mă cunoaște. El știe totul despre noi. De câte ori am mers noi înaintea lui să zic, Doamne, cercetează-mă. Privește atent în mine. V-am cunoscut pe ce cale sunt. Vreau să te urmez, vreau să fiu credincios. Însă e ceva în inima mea care mă îndeamnă să vin la tine și să spun să încercetezi inima. Cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște-mi inima. Păi știi ce înseamnă aceasta? Înseamnă că eu nu cunosc inima mea. Și așa zice Biblia. Noi avem impresie prea înaltă uneori despre noi. Faceți o practică din aceasta. Mergeți înaintea lui Dumnezeu și spuneți-i, Doamne, cercetează-mă și cunoaște-mi inima. Și dacă tu vezi că eu merg pe o cale rea, folosește ce ai la dispoziție să mă pui pe calea veșniciei. Pe calea care duce la slavă, la glorie, la fericire eternă. Noi știm cuvântul acesta. Noi știm Psalmul 139. Dar îl aplicăm noi în viața noastră de fiecare zi. Este el o realitate silnică în viața mea? Mă duc eu la el să-i spun, Doamne, cercetează-mă. Și când Dumnezeu mă cercetează și văd atâta răutate în mine, sunt gata să mă plec înaintea lui și să zic, Doamne, mă pocăiesc, înțeleg și ce cușă. Văd în mine legea aceasta, zice Apostolul Pavel. Vreau să fac binele și răul este lipit de mine. Auziți ce zice Evrei, capitolul 4, versetul 12. Cât de important este pentru noi să citim cuvântul lui Dumnezeu. Căci cuvântul lui Dumnezeu e timp și lucrător, mai tăitor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și mărula, judecă simțirile și gândurile inimii. Nu este mintea mea cea care este în stare să judece inima mea, ci este cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră care se coboară în inimă. Și când găsește acolo lucruri care nu-i place, vine și zice, Filip, asta nu-i bună, asta nu-i bună, asta nu-i bună, dar ce-i bun acolo? Practic nimic nu-i bun. Păi și ce-i de făcut? Pocăiește-te și întoarce-te la Dumnezeu. Dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este credincios și drept ca să ne ierte. Când Duhul lui Dumnezeu, prin cuvântul Lui, vine și ne conștientizează de păcate în viața noastră, mărturisiți păcatul. Așa zice Sfânta Scriptură. Numai în urma cercetării pe care Duhul lui Dumnezeu o face. Însă pentru că trăim în lumea asta, așa cum este ea, ne place uneori plăcerile lor. Cunosc un om, îl cunoaștem noi toți, în Vechiul Testament, Moise, a ajuns mare. Însă despre el, Noul Testament vorbește într-un tip cu totul diferit față de ceea ce știm noi despre Moise în Vechiul Testament. Auziți ce zice Epistola către Evrei, capitolul 11, versetul 25. Moise a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Moise a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Ceea ce oferă lumea, ceea ce iese din inima aceasta rea și înșelătoare, nu-i nimic altceva decât plăceri de o clipă. Un om care se îndreaptă după cuvântul lui Dumnezeu, un om care se lasă prelucrat de Duhul lui Dumnezeu, este un om care preferă să supere împreună cu poporul lui Dumnezeu. Preferă să plec
de acasă dimineața să vin să mă rog împreună cu poporul lui Dumnezeu. Prefer să laud numele lui Dumnezeu. Prefer să înalt numele lui Hristos. Prefer să zidesc biserica prin viața pe care o trăiesc. Un om sau o femeie care stă la dispoziția lui Dumnezeu sunt binecuvântările lui Dumnezeu în lumea aceasta. Nu vă lăsați înșelați de ceea ce vine din inima voastră. Cercetați și vedeți dacă ceea ce vine din inimă este în linie cu învățătura Sfintelor Scripturilor. Nu cumva să facă parte din plăcerile de o clipă al păcatului. Am fost invitat într-o zi să fac o vizită. Și m-am dus să fac o vizită. M-am dus și am intrat în casă frumos. Aranjat fiecare lucru la locul lui. Am fost tratat frumos. Și când să plec, știi că suntem ființe umane. Într-un fel, eu am spus adevărul, dar după aia mi-a părut că am spus. Și am zis, soră, ai o casă foarte frumoasă, bine arătată. Și ea s-a uitat la mine și a zis, zice, și vreau să profit de ea fiecare clipă din viața mea. M-am uitat la soția mea și am zis, ce de mine o să deschid gura? Zic, soră, știi ceva? Vine ziua când plecăm. Și astea sunt parte din procesul de oprire ale păcatului. Dumnezeu ți-a dat față de ai, să le faci. Bucură-te de el! Ești gata să te despart de el? Oh, frate! How can you be ready for that? That's not easy. Fără să realizăm, ne legăm de lucrurile acestea care fac parte din plăcerile de oprire ale păcatului. Fraților, bucurați-vă de tot ce v-a dat Dumnezeu. Dar țineți minte că vi l-a dat Dumnezeu și nu ne rog noi. Noi mergem în prezența Lui, în trupuri slăvite, glorificate, într-un loc pe care El l-a pregătit, așa cum noi este acum în universul acesta. Noi suntem chemați să slăbim, să înălțăm și să glorificăm numele Lui. Pentru aceasta noi trebuie să fim atenți cu dorințele inimii noastre. Plăcerile. Ce doresc eu mai mult? Ce îmi place mie mai mult? Sunt dorințe bune în Cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel scrie Romanilor și zice, am această dorință mie să vin să vă predic Evanghelia a Romanilor. O dorință bună. La Filipeni, la fel le spune. Am dorința aceasta în inima mea. Dar de fiecare dată când Dumnezeu ne conștientizează de dorințele bune, cel rău vine cu ele sunt. Păi dacă sunt dorințe bune, sunt și dorințe rele. Sunt și dorințe care vin de la cel rău. Și prin acelea, zice Sfânta Scriptură, diavolul vine și ne ispitește. Efeseni, capitolul 4, versetul 22. Auziți ce zice Sfânta Scriptură aici? Cu privire la felul vostru de viață din trecut, dezbrăcați-vă de omul cel vechi. N-am putut să discuta cu el. Omul acesta, zice Sfânta Scriptură, se strică după poftele înșelătoare. Omul acesta vechi se strică, ajunge în situația să miroase urât, după poftele înșelătoare. Și voi, zice, să vă înnoiți în Duhul minții voastre, să fiți îmbrăcați în omul cel nou, după chipul lui Dumnezeu, după prihănire și sfințenie pe care vă dă adevărul. Omul cel vechi se strică după poftele înșelătoare. Fraților, faceți deosebire în cuvântul Domnului între plăcerile, dorințele bune și plăcerile sau dorințele rele. Întoarceți spatele la ceea ce Sfânta Scriptură numește rău și îmbrățișați binele pe care Sfânta Scriptură ne cheamă să îl îmbrățișăm. Iacob zice că fiecare dintre noi este ispitit. Noi suntem ispitiți. Când eram la seminar, un profesor a venit și a zis ceva care nu trebuia să zică și eu n-am avut de lucru, și am zis profesor, ai fiind stăpovă. Și zice, well, the devil may be the way. Și am zis, că it may be true. Dar zic, Iacob zice ceva de creier. Iacob zice că noi suntem ispitiți când suntem atrat de pofte noapte. S-a uitat mai bine și zice, auzi, I know that, I never pay attention to it.
Noi suntem ispitiți când suntem atrași de foc de la aceste înșelătoare. Și aruncăm vină pe diavol. În loc să ne uităm înăuntru propriu. Păi știți ce se face noi când facem lucrul acesta? Fugim de responsabilitatea la care ne chema Dumnezeu. Pentru că dacă mă uit în mine, văd lucrul acesta și înseamnă că trebuie să mă duc înaintea Domnului să zic că am păcătuit, mă pocăiesc, spun Domnului lucrul acesta. Diavolul lucrează undeva. El nu doare. Noi nu dăm atenție la situațiile cu care suntem confruntați în viață și uneori întrebințăm rău până și harul lui Dumnezeu. Noi suntem mântuiți prin har. Și diavolul vine și zice, ești mântuit. Ai viața veșnică. Dar nu ai ori nicou. N-ai nicio problemă în sensul acesta. Haideți să vedem ce zice Biblia în direcția aceasta. Sunt frați și surori care, fără să realizeze, abuzează de harul lui Dumnezeu. De dragostea lui Dumnezeu. De mila lui Dumnezeu. Noi suntem chemați să dăm atenție la cuvântul lui Dumnezeu. Auziți ce zice Iuda în versetul 4. S-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru osânda aceasta, oameni negloavioși, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tămăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn Iisus Hristos. S-au strecurat oameni care schimbă în desfrânare harul lui Dumnezeu. Vedeți ce face diavolul? Se folosește de omul pe din inima noastră și de ce e adevărat că tu te bucuri de harul lui Dumnezeu. Dar dacă Dumnezeu te-a mântuit, de ce vei trăi viața pe pământul acesta așa cum trebuie? Și schimbă în desfrânare harul lui Dumnezeu. Cercetați-vă, zice Sfânta Scriptură. Ne uităm la noi și zicem, Doamne, cum aș putea să mă cercetez? Mai bine vin la tine și zic, Doamne, cercetează-mi inima. Vezi ce-i rău acolo. Fă-mi cunoscut ca să pot mânturisi, pentru că vreau să te slăbesc pe tine, vreau să te onorez pe tine. Sunt unii care s-au strecurat în mijlocul bisericii, în mijlocul fraților și a turorilor, și schimbă în desfrânare harul lui Dumnezeu. Abuzează de harul lui Dumnezeu. Și știți ce fac? Frate Filip, n-ai zis dumneavoastră că odată ce Dumnezeu m-a mântuit pentru totdeauna și au zis, aleluia! Așa e! Și asta cum eu. Zice, nu zice Ioan, capitolul 1, versetul 9, dacă am păcătuit să mergem înaintea lui Dumnezeu, să ne mărturisim păcatele și sângele lui Iisus Hristos ne curățește în orice păcat? Păi așa zice. Și așa fac. Am păcătuit, e adevărat. Dar cum păcătuiesc? Mă duc înaintea lui Dumnezeu. Și zic, de câte ori ai păcătuit? O dată? Și el a zis, nu. De două ori? Nu. De cinci ori? No. How many times? I don't remember. How many times did you look before God and say, I have sinned? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu e bun, e milos, e drept și e credincios. Dar Dumnezeul acesta bun, milos, drept și credincios este un Dumnezeu sfânt și ochii lui sunt așa de curați. Că nu pot să privească rău. Până când crezi că Dumnezeu tolerează păcatul acesta în viața ta? Ce ai face dacă Dumnezeu ar acționa în virtutea sfințeniei Lui? Dumnezeu e Dumnezeu. El este bun, El este drept, El este sfânt. Auziți ce zice Ioan în sensul acesta? Domnul Iisus, în rugăciunea din Ioan, capitolul 17, cu versetul 17. Nu mai citim versetul și ne apropiem de întâiere. Ioan, capitolul 17, cu versetul 17. Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău e adevăr. Un Dumnezeu sfânt
dorește copii sfinți. Un Dumnezeu sfânt dorește o biserică sfântă. Un Dumnezeu curat dorește o biserică curată. Și zice Domnul Iisus Hristos aici, sfințește în adevărul tău, cuvântul tău, este adevărat. Frații și surori, citiți cuvântul lui Dumnezeu. Meditați asupra Lui. Lăsați ca acest cuvânt să lucreze în viețile voastre asemănarea chipului Domnului Iisus Hristos. Și veți vedea rezultatul la care nu v-ați așteptat niciodată. E adevărat ceea ce zice Apostolul Pavel. Trăim într-o lume rea, într-o lume necredincioasă. Însă în lumea aceasta Dumnezeu ne-a chemat și zice, înainte de a te uita la lume, înainte de a te uita la ceea ce este în lumea aceasta, aș vrea să privești la tine însuți. Și când Apostolul Pavel a privit la el, a zis, Doamne, ce mă fac? Cum pot să rezolv problema aceasta? Pentru că, zice el, găsesc în mine, dar legea aceasta. Și să știți că niciunul dintre noi nu scăpăm de dușmanul acesta. Când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Dacă vă uitați în fiecare zi la viața voastră, hai să începem din bucătărie, din dining room, din living room. Care este legătura mea înaintea lui Dumnezeu dintre mine și soția mea? Dintre mine și copiii mei? Care este subiectul discuției dintre mine și soția mea când vin la biserică și după ce vin de la biserică? Și când avem un timp acasă de stăm de vorba la un ceai amândoi, ce vorbim? Vorbirea pe care eu o am, părtășirea pe care o am cu soția mea, sau cu un frate, sau cu o soră, este aceea care înalță, care slăvește, care glorifică numele lui Hristos, care sfințește viața mea, sfințește prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Nu există substitut pentru cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne curățește prin cuvânt. Dumnezeu ne păstrează prin cuvânt. Dumnezeu ne garantează cerul în lumina cuvântului Lui. El este Cel care a venit la noi. E adevărat că trăim și că în noi înșine avem dușmanul acesta. Însă tot în noi avem pe unul care a biruit dușmanul acesta. Și el zice, îndrăziți că eu am biruit lumea. Am biruit omul vechi care este în voi. În puterea lui Iisus Hristos, în numele lui Iisus Hristos, în cuvântul lui Dumnezeu, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Domnul să binecuvânteze biserica lui. Amin.